la câțiva zeci de metri de un mare centru comercial și în spatele stadionului Ghencea. Dacă nu era controlat la timp, cu siguranță puteam ne aștepta la ferească Dumnezeu alte probleme. Da, acest foc în discuțiile, cum vă spuneam, cu reprezentanții ISU, la ora 23 nu poate izbucni de la căldură sau a fost pus sau aruncată o țigară la celor care locuiau clandestin în această clădire. Am dispus Direcției de Asistență Socială să vină să identifice persoanele împreună cu Poliția Locală și Poliția Națională. Au domiciliu pe raza sectorului 5 ca flotant, dar de origine sunt din județul Teleorman. Dacă sunt locuitori ai sectorului 5, se va dovedi că au stat la această adresă, vor beneficia de ancheta socială pusă la dispoziție de către Legia SPC sector 5. Am mai dispus societății de infrastructură că în această noapte au fost publicate utilajele să demolăm această construcție improprie și care, eu știu, datează aici de pe timpul lui Ceaușescu, când aici era teren agricol. Va fi demolată în această noapte, vom îndepărta vegetație pentru a preveni pericolul de acest gen. Salubrizarea sa va fi în această zonă, va ridica până mâine dimineață absolut tot, vom ridica gunoaie, vom salubriza zona. Fac un apel către toți cetățenii sectorului 5 și voi discuta mâine la ședința operativă din cadrul primăriei. Acei proprietari anunț astăzi direct că vor fi amendați prin direcțiile de mediu din cadrul primăriei sectorului și amenzi maxime. Impozitul pe acel teren se poate ridica până la 500%. Obligația lor de proprietari este să cosească această vegetație, vorbim de la ambrozie până la această vegetație, să-și îngrădească terenurile. Proprietarii care au nu numai parcele imense pe lângă sectorul 5 și cele de 500 de metri, 100 de metri, dacă nu salubrizează, nu-și cosesc sau întrețin acest spațiu verde, vor fi amendați cu amendă maximă.